La modul care îl privești, că fiecare are personalitate, fiecare are o grămadă de abilități care se pot forma. Trebuie să lucrezi cu fiecare personal, individual. Da, să ai și libertate. Da. Însă, acum hai să facem analiza, dumneavoastră aveți posibilitatea, să faceți analiza, ce vedeți nou la tipul ăsta de abordare pe curriculă? De ce asta e chiar așa de deosebită față de ce facem noi? Ceva. Știți ce e nou? Abordarea practică. Ați văzut la curricula de matematică? Întâi, învăț cum să citesc o problemă. Învăț cum să modelez o realitate. Învăț cum să înțeleg niște algoritmi, cum să descoper pe cei buni. După care, mă apuc și învăț partea teoretică care folosește la dezvoltarea primei părți, care este esențială. Deci eu întâi mă bag în practic. Și dacă am nevoie să învăț integrale curbilinii, învăț integrale curbilinii. Dacă am nevoie să învăț, știu și eu, lagrangiene, învăț lagrangiene. Nu stau să mă împiedic de instrument. Dacă trebuie să învăț foarte mult ca să ajung la un rezultat pentru ceva ce mi-am propus, merg pe ce mi-am propus, merg pe dezvoltarea pasiunii. Eu îmi dezvolt o pasiune, aplic practic ceva, îmi formez niște abilități și mi-e natural pe urmă să absorb instrumentele alea care mă ajută. Dar la ce mă ajută pe mine elev în clasa, nu știu câta, într-o școală românească, să învăț analiză matematică? De câte ori nu mi s-a pus problema asta de către el? Domn profesor, dar eu am învățat. Eram silitor. Nu mai știu nimic. Pe cuvântul meu, dacă mai știu, eu acum fac cu totul altceva, tot ce am învățat în liceu nu folosește. Tot ce am învățat în școală generală, bag de seama că am învățat degeaba, nu folosește la nimic. Spuneți-mi, ce cunoaștere de aici, din curricula asta, e nefolositoare? E folositor să înveți să înțelegi o problemă, un enunț? E folositor să modelezi o situație? Uitați-vă bine pe acest folositor. Că sunt instrumente matematice pe care le dezvolt ulterior și care îmi sunt utile, alea îmi sunt utile ca sprijin, ca instrument, nu ca scop. Scopul meu nu este să învăț integrale curbilinii. Sau să fie Taylor. Scopul meu este să modelez realitatea. Și dacă mă ajută lagrangienele sau grasmanienele, atunci mă duc și lucrez cu grasmaniene. Mă strădui, găsesc, aflu tot ansamblul teoretic, cer sprijin, am sistem de mentoring, fac cursuri avansate, fac cursuri aprofundate, dar scopul meu e să modelez realitatea pe ceva, pe un domeniu de interes. Adică pun boi în fața carului, nu carul în fața boilor. Să schimbăm cuvântul sau ce au făcut de acolo, ce trebuie să, care a venit a schimba practica.
investigațiilor pe natură și să nu-i ducem să-i ținem într-un laborator și să cerceteze ei acolo acele 6 ore. Ei, această schimbare nu a mai fost benefică și interesul lor a scăzut, încât ei nici nu vin cu plăcere. Deci când îi ții într-un spate... Mi-a spus o întrebare, dar nu mă lăsa să pătăm un răspuns. Da. Cine o să aprobe? Cine? Pe cine eu mai spun ce s-a întâmplat? Pe asta e la întrebare. Nu mai contează. Cine o să aprobe? Răspunsul este, reforma vine de jos. Aprobă cei care sunt sus. Clar. Deci de aprobat, vor aproba. Legea 17 permite acum. Și asta e deja un lucru bun. Programul este oficial. E legal. E moral și nici nu îngrașă. Așa. Deci are toate calitățile. Pe de altă parte, e clar că funcționarii de stat nu au competența, nu au experiența, nu au ce le trebuie ca să proiecteze corect. Dar au însă cum să vadă ce au făcut unii, ce au făcut alții și dacă vine ceva de, din sistem, e mult mai ușor să aprobi decât să concepi. Asta e situația și așa va merge. Deja noi am pornit acum pe un drum care e fără întoarcere și în care să mai revenim la ce a fost înainte, nu se mai poate. Putem accelera schimbarea. Din cauza asta, noi insistăm pe responsabilitate și competență în toate structurile. E foarte clar. Asta este. Din cauza asta. Și e o modificare esențială care se duce. Și structurile viitoare de conducere, de leadership și în România vor merge pe responsabilitate și competență. Nu discutăm despre trecut. Hai să nu mai discutăm despre trecut, să facem proiectarea viitorului. Asta este ce e important. Proiectarea viitorului. În momentul în care 100 de școli din România adoptă un program și încep să dezvolte, presiunea pe care o fac e uriașă. Important este să pornesc. Odată ce a pornit, se duce. Dar nu au nevoie de aprobare? Au aprobare. E legal. Totul e legal. Școlile au cum să facă curicula, decizia școlii. CDŞ-ul. Au cum să face programe de accelerare 2 ani într-un an. Eu am introdus cu mâna mea în legea învățământului acest paragraf. Se poate face program de accelerare. Se poate face prin CDŞ program de enrichment, de îmbogățire. Programe de mentoring, tutoring se fac prin legea 17. Programul de aprofundation se poate face de asemenea prin legea 17. Deci nu avem acum instrumente la îndemână. Toate. Set complet. Plus că beneficiem, după cum observați, și de experiența altora. V-a plăcut ce lucrează cei din Alberta, Canada? Stăm, gândim, judecăm, înțelegem, punem cap la cap și zicem, dom'le, ăsta e un sistem care merită văzut, gândit, preluat, adaptat, lucrat pe el. Și nu am dat listoiul la mare pe data trecută, de criterii de alcătuire a curiculei. Listoiul ăla e impresionant de mare. Vreau să vă spun că se poate pe listoiul ăla crea o curiculă absolut senzațională. Dar vreau să mai spun că există curiculă senzațională în lume creată pe listoiul ăla pe care noi o putem prelua. Și gândi și moderniza și porni ceva eficient. Da. Acum, cum văd eu lucrurile la adresa dumneavoastră și în privința dumneavoastră? Eu le văd foarte clar. Încercați. Și dacă o să ieșuați, prima oară o să discutăm pe ce ați încercat, o să vedem unde anume apar inadecvări, vom vedea cum se poate completa, cum se poate corecta, cum se poate perfecționa. E clar? Și vom mai încerca o dată. Și următoarea dată va fi mai bine. Și ne vom gândi tot timpul că această curiculă cuprinde 3 lucruri
o abordare de direcții. A doua, un sistem de evaluare inclus care se face pe verbe, pe comenzi clare, în care știu exact ce se cer de la copilul respectiv. Nu-i dau nota după cum îmi dictează, știu și eu, pantoful stâng, ci dau pentru că în curicul există verbe. Alea spun clar ce urmăresc. Da? Și a treia, că există multă libertate care îmi permite să completez cu surse, cu materiale adiționale, cu direcții în care copiii se poate căuta. Copilul să mă întrebe, bine, bine, dar unde găsesc informația asta? Trebuie să fii pregătit. Să-i dai site-ul, baza de date, biblioteca, cartea. Cine a mai abordat? Curicula, după definiția pe care v-am dat-o data trecută, nu cuprinde numai manualul, cuprinde totalitatea dată de surse de informare, manuale, stiluri de predare, stiluri de evaluare, formulare de evaluare și mai departe. E mult, le aveți pe toate metodologiile de aplicare a legii 17/2007. E pe www.suratas.ro. Citiți-le și o să vedeți. E mult. E adevărat, trebuie să ceri un grad înalt de profesionalism ca să ajungeți să faceți așa ceva. Foarte bine, intrați într-o formare care începe și va merge, și va tot merge, nu se știe cât, oricât. Și când ați creat un produs de calitate, ce se întâmplă cu el? E uitat undeva? Nu! E pus într-un coș de curiculă pentru toată lumea, toate școlile din România. Sau din lume. Cine are nevoie de ea, o abordează și o folosește. Așa se lucrează în Gifted Education. Vreți să vedeți multă curiculă ca să vă mai inspirați? Mergeți pe www.curiculaonline.com. Este bază de date făcută de Ministerul Angliei, Marii Britanii, Ministerul Educației Marii Britanii. Punct curicula online sau curriculum online, nu mai știu exact. Curicula... Parcă curicula online. Am încercat să intru, dar nu știu de ce n-am reușit să intru. Unele ori cer bani pentru anumite direcții, dar... Da, punct com. Ori curicula online, ori curriculum online. Și încercam pe acolo să intru, dar nu știu. Asta este partea a doua, o să învățăm engleză cum știi română.